Carul de rujeolă de la Școala Generală Izvoarele Suceava este în plină evoluție. De la debut și până în prezent au fost internați la secția de boli infecțioase din Spitalul Municipal Câmpul Lung Moldovenesc un număr de 28 de cazuri din totalul de 114 elevi. Dintre aceste 28 de cazuri, 5 copii au fost internați doar în ultimele 3 zile. Tot în ultimele 3 zile au fost internați la secția de boli infecțioase din Spitalul Municipal Rădăuți și 2 copii de la școala din Brodina de Sus, numărul total de cazuri fiind de 17 în această unitate. La nivel județean au fost raportate de la începutul anului 2012 693 de cazuri de îmbolnăvire cu rujeolă. Meningita, pe de altă parte, nu dă nici ea semne că s-ar retrage, în ciuda eforturilor pe care le fac autoritățile să dezinfecteze școlile și grădinițele. Săptămâna trecută au fost internați în secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Suceava 5 pacienți cu vârste între 5 și 18 ani, cu diagnosticul de meningita acută virală. Cei 5 sunt din Dumbrăveni, Bogdănești, Șcheia, Gura Humorului și Verești. Este un lucru, cum să vă spun, de neînțeles pentru mine, dacă ne referim la faptul că a apărut la grădinița 1, 2, 3, este una din cele mai moderne grădinițe din oraș, o grădiniță nouă care are grupuri sociale separate pentru copii, pentru, mă rog, profesori, pentru oameni de administrație, deci nu spune problema de igienă sau nu spune problema de dezinsecție, dezinfecție, este un microb, este o problemă la nivel județean, este o problemă la nivel național. Sigur că vom sta în contact cu cei de la SP și tot ce trebuie să facă primăria va face. De la debutul focarului, numărul total de cazuri este de 358.